seara tuturor, dragi prieteni! Cât în seară se întâmplă lucruri importante, noi, cei de la TV8, rămânem cu grila schimbată, de ce de luni până vineri, la ora 19:45, vă așteptăm la ediții speciale pe care le vom modera pirând eu și colegii mei Marian Rață, Sergiu Niculiță, poate chiar și alți colegi vor prelua stafetă. În aceste emisiuni vom discuta despre cele mai importante evenimente ale zilei, dar și vom încerca să discutăm cu dumneavoastră în direct, în continuare la numărul nostru securizat pe Signal, pe care în continuare ne contactați, chiar și în acest weekend. Weekendul a fost la cât de scurt, atât și intens la evenimente. Știți probabil deja că Curtea Constituțională a revizuit toate deciziile, așa, o surpriză, a revizuit toate deciziile din ultima săptămână. Vlad Tohătiuc ne-a scris o scrisoare de pe malul lacului din Geneva, dacă e să credem comunicatul de presă al Partidului Democrat, că acesta s-ar fi aflat în Elveția, cel puțin oficial, în bazele de date de trecerea hotarului dintre Republica Moldova și România, Ucraina sau prin modalitatea avia, cetățeanul Vlad Plohotniuc nu figurează, deci acesta n-a părăsit teritoriul țării. De ce putem să presupunem, cei ce ne-au comunicat și sursele noastre demne de încredere, liderul PDM a părăsit țara noastră încă în ziua de vineri prin teritoriul Transnistriei. Astăzi avem multe de discutat, vom discuta și la emisiunea politică, dar ceea ce ne pare cel mai important este faptul că prin Republica Moldova s-ar fi spălat nu 22 de miliarde de dolari, ceea ce noi cunoaștem ca și Landromatul trecut prin sistemul bancar din Republica Moldova, dar e vorba despre tocmai 70 de miliarde. Haideți să urmărim despre ce este vorba. Experții au analizat câți bani au intrat în țară din exporturi și transferuri din spațiul CSI, date pe care BNM le publică anual. În perioada Laundromatului, care a durat în jur de 4 ani, au remarcat că intrările totale de bani în țară au fost și de 10 ori mai mari decât banii încasați din activități economice. Pe parcursul anilor 2010-2014, intrările totale cu caracter suspect din CSI au constituit 71 de miliarde de dolari. BNM ne-a confirmat că circa 95% de bani au origine din Federația Rusă, însă nimeni nu a întreprins nicio măsură pentru a preveni și a opri această schemă. Conform experților, Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ar fi știut de la bun început despre transferurile suspecte, dar nu le-a blocat și nu a sesizat procuratura. În schemă ar fi fost implicați mai mulți judecători moldoveni care au emis ordine de încasare a unor datorii fictive de milioane de dolari. Totuși, autoritățile au început cercetările mult mai târziu, abia după ce despre asta au scris jurnaliștii de investigație. În mod normal, procuratura trebuie imediat să adreseze la CSM ca să solicite ridicarea imunității judecătorilor și atragerea lor la răspundere penală dacă ei sunt unicii complici. Procuratura s-a adresat cu această solicitare abia în septembrie 2016. Deci 2 ani jumate, procuratura stătea și... În raportul prezentat apar și nume de foști politicieni, printre ei Alexandru Tănase, care, pe când era deputat din partea PLDM, a introdus un amendament prin care a fost exclusă taxa de 3% percepută de stat la examinarea cererilor de recuperare a datoriilor. Și în loc să-i dea la stat, noi avem vagi bănuieli, avem bănuieli rezonabile că aceste 3% de fapt au fost împărțite între făptași. În primul rând este vorba de domnul Plahotniuc și Vecislav Platon. Tănase nu a reacționat la aceste declarații. Deși vor ca cei implicați în spălarea miliardelor să fie trași la răspundere, autorii studiului spun că acest lucru este practic imposibil atât timp cât organele de anchetă nu sunt independente. Procuratura Anticorupție nu a oferit deocamdată un comentariu, cerându-ne o solicitare în scris. În legătură cu Laundromatul rusesc, 15 judecători și 3 executori moldoveni au fost reținuți în 2016. Unul dintre ei a murit, iar altul a fost dat în căutare. De atunci, dosarele lor încă sunt pe rol. Aceștia sunt acuzați că au legalizat 18 miliarde de dolari americani de proveniență dubioasă. Și liderul PDM, Vlad Plahotniuc, dar și omul de afaceri, Vecislav Platon, sunt cercetați pentru spălare de bani, doar că în cadrul unui dosar intentat în Federația Rusă.
Cu unul dintre autorii acestei cercetări, acestui studiu, noi discutăm în această seară, este vorba despre un expertul bine cunoscut publicul nostru, Sergiu Tofilat, expert watchdog.media. Sergiu, bună seara! Bună seara! Dacă se poate, aș prefera, nu prea îmi place cuvântul expert, dacă se poate analist, mai bine să te prezint. Analist economic. Bine, analist economic. Analist. Deci, această cercetare a fost făcută în parteneriat cu cei din Transparency International. Da. Am dorit să fie prezent și domnul Ceslav Negruță, dar e plecat din țară. Din păcate, dar te rog să ne explici, cum de la 22 de miliarde de dolari despre care noi vorbeam ani la rând în mai multe emisiuni, inclusiv la emisiunea Interpol, emisiunea Interpol a fost una dintre primele la care am început să vorbim despre asta, am ajuns la 70 tocmai. Contabilitate cumva am greșit sau cum e? Nu, e mult mai simplu. Eu eram foarte curios să văd dacă există careva date statistice privind ce intrări de bani, câte transferuri noi am primit din Federația Rusă în Republica Moldova. Da, să fie o statistică anuală. Am 2010-2014, perioada în care a fost la Undromatul. Dar de ce anume doar în perioada asta vă uitați? Pentru că există mai multe semne care ne fac să credem că inclusiv o parte din banii pe dosarul Magnitsky au trecut prin Moldova și asta e înainte de 2010. Asta e cert că au trecut. La fel ca și după 2014 o parte din bani treceau. Bun, nu putem compara cazul Magnitsky, care a fost o fraudă de 230 de milioane de dolari. Și doar o parte a trecut prin Moldova și la Undromatul rusesc, care inițial era 22 de miliarde și acum vedem că e 70. Deci eu am analizat rapoartele, nici nu rapoartele, anuarul statistică băncii naționale privind conturile internaționale Republicii Moldova. Și printre 100 și ceva de pagini am găsit fluxurile, intrările de bani în Republica Moldova. Da? Când noi primim niște bani, trebuie să existe un temei economic. Noi avem mărfuri care se exportă în Federația Rusă, bun, în țările CSI. Și avem remitenții, banii care transferă cetățenii moldoveni. Îmi cer scuze că îți spun la apertut, dar ne cunoaștem foarte bine. Pentru cei care nu înțeleg, deci tu te uitai la evidența anuală a băncii naționale. Deci toți banii care intră în orice bancă privată de Republica Moldova, vrei nu vrei, dar se contabilizează cumva, se arată în rapoarte anuale ale BNM. Asta vrem. Exact. Mai departe. Așa. Și comparăm aceste intrări sau fluxuri de bani, le comparăm cu activitățile economice reale, adică exporturile de mărfuri pe care noi le facem. Da, am exportat marfă, trebuie să achite cineva cu noi. Uităm la exporturile cât am vândut, atât am primit. Corect. Să zicem. Da, bun, acolo mai sunt nuanțe că achitarea merge peste un anumit răstimp, dar grosso modo, exporturile este o valoare relevantă. Plus remitențele, adică banii care transferă cetățenii noștri care lucrează peste hotare. Da, în fiecare an transferă niște sume de bani. Iată, dacă însumăm exporturile plus remitențele, noi ajungem anual la o sumă de 1.800.000-2.000.000 de dolari. Ceea ce este deasupra reprezintă niște transferuri suspecte, da, care trebuie analizate prin prisma spălărilor de bani. Dar asta mai sunt mai, niște asta indicatori mult mai, mult decât PIB-ul, mult mai mici. Asta e mult mai mult decât PIB-ul nostru anual. Deci, dacă să vorbim în cifre reale, în perioada 2010-2014, intrările totale din CSI în Moldova au fost 80 de miliarde de dolari. Din asta scădem exporturile și remitențele, sunt în jur de 9 miliarde și rămân 71 de miliarde de dolari. Bani care au intrat în Republica Moldova prin intermediul sistemului bancar, dar noi nu cunoaștem care a fost raționamentul economic. Și am depus solicitări de informații. A ieșit vreo 14 miliarde și 200 de milioane pe an. Deci în 2010, în 2011 era mai puțin. Cel mai mult s-a spălat în 2013, cele mai mari intrări, 32 de miliarde de dolari între. Și în 2014 a fost 21 de miliarde. Dar să spun câteva chiburi, cum e posibil să intre o sumă atât de mare în țară și noi să nu observăm acest lucru? Foarte bună întrebare. Și cel mai interesant, câteva, în 2014 s-a finalizat această schemă și în 2015 vedem o creștere foarte bruscă, de la 21 de miliarde la 3,2 miliarde de dolari. Deci în 2015 transferurile din Federația Rusă au scăzut brusc. Și cu toate acestea, 3,2 miliarde tot e mult. Pentru că activitățile economice legate de Federația Rusă atunci în 2015 au fost de circa 1,2 miliarde. Deci există bănuieli rezonabile că în 2015 a continuat spălarea de bani, dar la proporții mult mai mici. Da. Și Banca Națională picul a fost în 2013. Da, exact. 2013 a fost momentul culminant.
Sergiu, cum a fost posibil așa ceva timp de 5 ani, așa încât astăzi să nu observe BNM și CNA-ul? Acele structuri care, după cum noi cunoaștem, din numărate emisiuni, rapoarte, analize, au acest soft care lucrează 24 din 24, care ne arată toate întrările și ieșirile bănești în țară și din țară. Bineînțeles. Înseamnă că ei știau, aceste structuri cunoșteau? Absolut, cunoșteau și sunt două chestii care trebuie de menționat. Dacă ne uităm în rapoartele lor anuale, la fiecare din aceste structuri, nicăieri nu o să găsiți nicio informație despre spălătoria rusească, că se spală bani, unica mențiune. Care structură tu ai în vedere, bănci? Banca Națională, dar fiecare instituție de stat face rapoarte anuale, care sunt disponibile pe site-urile lor. Dacă deschidem rapoartele Procuraturii Generale, Procuratorii Anticorupției, CNA, Serviciul Prevenirea Spălării Banilor, Banca Națională, Consiliul Suprem a Magistraturii, nicăieri nu o să găsiți nimic, doar o singură mențiune a fost în raportul din 2014 a Serviciului Prevenirea Spălării Banilor. Două fraze. La general, că iată, a fost o schemă de spălare de bani cu implicarea companiilor offshore. În ultimul an, după ce tot era clar. Deci după ce s-au spălat aproape 70 de miliarde deja. Corect. Și raportul pentru 2014, de regulă, se pregătește în primul trimestru din următorul an. Deci el a fost pregătit ca în primăvarul 2015. Și atunci, SPCSB-ul a zis că n-ar fi rău cumva să menționăm și noi câte ceva despre asta, când deja totul s-a finalizat. Acum, când se întâmplă astfel de scheme de spălare de bani, fraude financiare, există de regulă trei cauze. Prima, poate fi situația că legislația este slabă și instituțiile de stat pur și simplu nu au pârghii să intervină. A doua, poate fi că legea e bună, dar instituțiile nu au suficiente capacități, oameni, spații, știu, dotări tehnice. Și a treia, este și lege, sunt și capacități, dar este rea voință. Deci conducerea acestor instituții intenționat blochează sau chiar protejează schemele de spălare de bani. Și noi vedem că practic toate instituțiile de stat, Banca Națională, CNA, Procuratura, Consiliul Suprem de Magistraturii, toate au avut instrumentarul legal, aici e descris ce instrumente au, și nimeni nu a făcut nimic. Au început să se miște abia după ce Comersant, în aprilie 2014, a publicat o investigație, domnul Soloviov a publicat o investigație despre amploarea acestei scheme. Numai atunci. Deci, această acțiune concertată a instituțiilor de stat nu putea să aibă loc fără protejare din partea decidenților politici din acea perioadă. Acum putem spune cine sunt acești decidenți politici? Noi nu doar spunem, noi arătăm cu probe cine era implicat. Cine? Deci, în primul rând, analizăm ce instituții trebuiau să intervină. Asta era de competența Procuraturii și Consiliului Superior a Magistraturii. Și, evident, CNA-ul care blochează tranzacțiile suspecte și acumulează probe. Exista acordul coaliției de guvernare din 2010 și anexa secretă prin care a fost divizată influența, controlul asupra instituțiilor de stat. Păi iată, conform acelei anexe secrete, Procuratura și Centrul Anticorupție erau în subordinea Partidului Democrat. Mai mult ca atât, noi am explicat că există evidențe, există probe că și Banca Națională era controlată de Partidul Democrat. Domnul Dorin Drăguțan, a fost guvernator, era coleg de serviciu cu Andrean Candu la o companie de audit. Mai și mult cum soția domnului Sali este deputat al Partidului Democrat? Soția domnului Drăguțanu este deputat pe listele PD și Dorin Drăguțanu, septembrie 2015, înainte să-și dea demisia, în ajunul vizitei femeii, el a avut o întâlnire secretă cu domnul Candu la Hotelul Nobel, și domnul Candu nici n-a negat chestia asta. Despre ce au discutat? Trebuie să fii orb, probabil despre condițiile de demisie a domnului Drăguțanu și activitățile lui de mai departe. Deci trebuie să fii orb să nu vezi toate aceste legături. Da, Sergiu, potrivit vouă celor care au efectuat această cercetare. De asta, și în afară de asta, noi am explicat în ce mod Parlamentul și Curtea Constituțională au fost implicate în schimbarea anumitor articole din legi ca să faciliteze, să facă mai ușoară această schemă de spălare de bani. Plus, oamenii responsabili, vorbim de fostul procuror general Corneliu Gurin, care era în Consiliul Superior al Magistraturii, membru din oficiu, plus Mihai Poale Lungi, președintele Curții Supreme de Justiție, la fel membru din oficiu al Consiliului Superior al Magistraturii. Ministrul Justiției, îmi pare că era membru din oficiu, dacă nu greșesc. Exact. Deci persoane care se făceau responsabile de să intervină prin prisma faptului că erau membri CSM,
Oamenii ăștia nu că nu au fost atrași la răspundere. Ei au fost promovați de Partidul Democrat la Curtea Constituțională. Sergiu, dar vreodată, voi ați încercat să verificați vreodată la vreo ședință a CSM-ului din 2014 încoace, după ce, hai să spunem că ei până în 2014 se prefăceau cu plouă și nu știu nimic, să admitem. Dar iată că în 2014 Volodya Soloviov publică acel material în Comersant, pe urmă Nova Gazeta, scrie Rise, mai multe investigații apar, anticorupție, noi vorbim în emisiuni și deja nu puteau să se prefacă că nu știu nimic despre această spălătorie. După aceasta, măcar vreodată, la vreo ședință a CSM-ului, s-a pus pe ordine de zi întrebarea privind tragerea la răspundere a judecătorilor, în general, acest subiect. Haideți să ne referim la cronologie. Deci, primele investigații pe unele episoade din Laundromat au fost publicate de Ion Preașca, pentru și cu acest prilej îi aducem recunoștința noastră. Nu, el atunci scria pentru adevărul.ro. În februarie 2012, domnul Preașca a obținut reacția șefului Procuratorii Anticorupției de atunci, Viorel Radețchi, repet, februarie 2012. Și Radețchi a spus că există o urmărire penală în baza ordonanței emise de Procurorul General. Februarie 2012, când schema era cam pe la mijlocul desfășurării. În iunie 2012 apare primul document oficial, și ăsta e probă. Asta e procesul verbal la ședinței Consiliului Suprem de Securitate. Și aici erau prezenți toți decidenții politici, toți conducătorii structurilor de supraveghere și de anchetă din Republica Moldova. Concret vorbim de guvernatorul Băncii Naționale, procurorul general, șeful CNA-ului, adjunctul șefului SIS și Consiliul Suprem de Securitate a recomandat. Voi citi începutul. Consiliul Suprem de Securitate, audind informațiile prezentate de domnul Dorin Drăguțanu, guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, domnul Vyacheslav Negruțu, ministru al finanțelor, domnul Valeriu Zubco, procuror general, domnul Valentin Dediu, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate și domnul Viorel Chitraru, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției cu privire la asigurarea securității sectorului bancar. Exact. Acest document a fost desecretizat de președintele Nicolae Timofti în septembrie 2015, cam în ajunul protestelor. Așa? Și el și alte procese verbale sunt în spațiu public. Și atunci în 2012 apare punctul 6, vedem. A recomandat Procuraturii Generale și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției să asigure examinarea operativă a informațiilor provenite de la Banca Națională a Moldovei privind activitatea suspectă de spălare de bani desfășurată de unii agenți economici. Corect. Acum trecem în 2013, exact la un an după această ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Este alt proces verbal din 11 iunie. Și, iată, eu am subliniat aici, putem să luăm de la început. Ce constată Consiliul Suprem de Securitate? Deja în 2013. Da. Aucțiunile întreprinse de procuratură în legătură cu recomandările și scrisorile CSS, Consiliul Superior de Securitate, deși au determinat activizarea urmăririi penale, nu au avut un impact decisiv asupra situației per ansamblu. Se constată abordări formale și lipsă de rezultate concrete în activitatea organelor de drept. Deci chiar dacă a existat recomandare, nimic nu s-a întâmplat. Exact. Concomitent s-a creat o situație în care majoritatea băncilor comerciale din țară au structură de acționariat netransparentă, ceea ce împiedică identificarea și cunoașterea proprietarilor reali. O atare stare de lucruri nu permite statului și instituțiilor sale specializate să asigure securitate și credibilitate sistemului național bancar. Eu reamintesc că în perioada aceea, apropo, se știa, în mare parte băncile aparțineau la trei grupări, din exact. Care două sunt cunoscute foarte bine. Vyacheslav Platon, Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc. Da, chiar trei sunt cunoscute. Da. Și CSS constată că nu era posibil de făcut nimic. Am înțeles. În afară de asta, în 2012, în decembrie, Serviciul de Informații și Securitate a prezentat niște informații la Inspecția Judiciară. Asta e o structură subordonată Consiliului Superior al Magistraturii. Da? Deci, Consiliul Superior al Magistraturii este organul de supraveghere în domeniul justiției. Ei urmăresc cât de corect judecătorii își exercită atribuțiile. Și dacă este inspecția judiciară sesizată, ei pot să conducă un control și să vadă dacă judecătorii au avut careva încălcări. Și? SIS le-a transmis informații că, oameni buni, există o hotărâre, o ordonanță emisă de judecător pe documente false, deci cu încălcări. Decembrie 2012, CSM examinează materialele și tot ce au făcut ei, au luat act și le-au transmis la procuratură. Au luat act? Au luat act.
Da. Deci CSM în care, să reamintim cetățenilor, din care fac parte procurorul general, ministrul justiției, ministrul justiției, președintele Curții Supreme de Justiție. De atunci, domnul Poli Lunci. Exact. Deci da. Ei pur și simplu au luat act? Da. De faptul că prin Moldova trec miliarde? Exact, da. Și nu s-a întâmplat nimic. Și abia în mai 2014, de ce în mai 2014? Pentru că în aprilie, cu o lună înainte, Comersant, Vladimir Soloviov, a publicat prima investigație despre amploarea schemei. Atunci ei au constatat 18,5 miliarde de dolari de hotărâri, de ordonanțe emise de judecători. Peste o lună, CSM examinează nota informativă prezentată de Inspecția Judiciară, 53 de hotărâri, 53 de dosare. Și constată că, iată, avem de-a face cu o schemă de spălare de bani, au informat procuratura. Dacă să înțelegem, 53 de hotărâri, deci cum asta funcționa? Așa, foarte simplu, da, foarte simplu, ca oamenii să înțeleagă. Deci, de ce erau implicate instanțele judecătorești? În primul rând, să luăm așa, de la început. Există companii în Federația Rusă care au bani de proveniență suspectă, nu tocmai legală, care au contracte cu statul, care au dilapidat bani, au furat bani din băncile rusești, evaziune fiscală, contrabandă, deci bani murdari care trebuie scoși cumva în offshore ca să-i poți cheltui, plus legalizați. Dacă pur și simplu transferi de la o companie rusă bani în offshore, rămân urme, da? Poți fi ușor identificat. Aceste persoane, infractorii, au găsit o modalitate foarte ingenioasă. Au început să deschidă companii offshore. Noua Zeelandă, Marea Britanie, Belize, Seychelles. Și între companii offshore se crea o datorie fictivă. Adică compania A emitea un bilet la ordin, hai zicem așa, o recipisă către compania B, precum că i-ar fi împrumutat, zicem, 700 de milioane de dolari. Bine, în realitate nicio tranzacție nu era, și ajunge și la Moldova. În realitate nu era niciun fel de tranzacție cu bani, era un document fictiv. Da? Această datorie fictivă, acest bilet la ordin, această recipisă, era garantată de companiile ruse care aveau bani și vreau să-i scoată, și din cetățeana Republicii Moldova. Cunoașteți mulți cetățeni din Moldova care pot garanta împrumuturi de 700 de milioane de dolari. Cam niciunul. Dar faptul că și cetățeni din Moldova care pur și simplu și-au vândut buletinul, datele personale, pe 200 de dolari. Și ei apăreau în această schemă ca și garanți? Și ei apăreau ca și garanți. Asta le-a permis infractorilor să se adreseze în instanță de judecată din Moldova. Pentru că datoria nu este întoarsă. Da. Se dă în judecată cetățeanul Republicii Moldova care apare ca și garant. Companiile ruse. Da. Și el este obligat să restituie banii. Dar cum banii ajung în Moldova? Mai departe, instanța de judecată emite o ordonanță și termenul de examinare a documentelor este 5 zile conform codului de procedură civilă. Nici o parte din toate părțile implicate nu contestă. Nu, normal, da, evident. Dacă asta e schema. Și se emite o ordonanță care se transmite executorului judecătoresc. Executorul pune sechestru pe conturile firmelor ruse. Aici mai este o nuanță interesantă. Aflate într-o bancă rusă care avea conturi corespondente cu Moldincom Bank. Deci banii se aflau în Rusia într-o bancă rusă care avea conturi corespondente cu Moldincom Bank. Și executorul nostru punea sechestru pe contul băncii ruse în Moldincom Bank. Și banii îi transfera pe contul executorului judecătoresc, după care banii plecau în Letonia, într-o bancă din Letonia. Și așa, exact, aproape 70 de miliarde și toți prin Moldincom Bank? Nu cunoaștem, presupunem că au fost mai multe bănci. Cel puțin autoritățile din Federația Rusă au anunțat în februarie că ar fi vorba și de Victoria Bank. Nu putem ști și eu nu am niciun fel de încredere în autoritățile ruse. Victoria Bank pe atunci fiind bancă cui? 2012, pur formal, juridic, domnul Plahotniuc vânduse cota domnului Platon, însă administrarea efectivă era făcută de Natalia Politov-Cangaș, da, a vândut care era mașină, dar șoferul a rămas de la vechiul proprietar. Deci, aici eu propun să ne întrerupem, pentru că e foarte interesant să legem cum a fost posibil 70 de miliarde trecut prin sistemul bancar, așa încât noi despre asta să nu știm nimic până în ziua de astăzi. Continuăm după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Noi
Noi vorbim despre 70 de miliarde de dolari spălați prin Republica Moldova în anii 2010-2014, deci în 2015 au rămas 3 din 71, deci o nimică toată. Da. Nu avem foarte mult timp, domnule Tofilat, Sergiu, deci te rog foarte mult. Hai să ne oprim un pic pe faptul, care a fost rolul Parlamentului și Curții Constituționale, tu ai spus mai devreme. Da, în Parlament, în martie-mai 2010, a fost modificată legea privind taxa de stat. A fost anulată taxa de 3% pentru cererile din judecată privind recuperarea datoriilor. Cu alte cuvinte, dacă era să fie în vigoare această lege, păi din 70 de miliarde de dolari, 3% urmau să ajungă în bugetul de stat. Noi vorbim de vreo 2 miliarde de dolari. Această modificare a fost votată de Parlament. Taxa a fost... În mai 2010, proiectul de lege a fost înregistrat de deputatul de atunci, Alexandru Tanase, care ulterior Alexandru a fost... Tanase, fostul președinte al Curții Constituționale? Exact. Și actual reprezentant al Moldovei la Comisia de la Veneția. El a explicat vreodată de ce a introdus acest proiect de lege? Ar fi bine să aflăm opinia lui. Deci, experții în prevenirea și combaterea spălării banilor explică că făptașii care prestează servicii de spălare a banilor de regulă percep un comision între 3 și 4%. Acum poate să fie chiar și mai mare. Respectiv, noi avem bănuieli rezonabile că această taxă a fost eliminată cu bună știință pentru ca să le permită făptașilor să împartă acest comision. Vorbesc concret de Vladimir Plahotniu, care a asigurat protecția politică și controlul asupra autorităților, și Vyacheslav Platon, care era conectat bine la companiile ruse care spălau bani. Eu acum vreau să socot cât ar fi 3% de 2,1 miliarde de dolari. Asta bani care, în mod normal, vot 93% m-am înlibușit. Exact. Da. Deci, ca să înțeleg, aceste 3%, dacă n-ar fi fost schimbată legea la propunere deputatului Alexandru Tanase, corect, ajungeau în bugetul, Republicii Moldova, pentru că băncile erau obligate să plătească această taxă. Nu, băncile, deci companiile offshore, cele ruse, care se adresau în instanța noastră de judecată. Băi, trebuie să achiți taxă de stat 3% din sumă. Exact. Și nu am ratat, practic, venituri de cel puțin 2 miliarde de dolari. Vă crezi că această lege a fost adoptată în un întâmplător? Eu sunt ferm convins de asta, pentru că nu este unicul episod. Bine, dar Curtea Constituțională cum a fost implicată? Mai departe, deci posibilitatea de blocare a tranzacțiilor suspecte pe care o are Serviciul Prevenirea Combaterea Spălării Banilor, prescurtată SPCSB. Deci ei au această posibilitate în două legi. Una este legea privind prevenirea spălării banilor și a doua este legea privind CCCEC, Centrul pentru Crimele Economice. Acest serviciu face parte din ce structură? Din CNA. CNA. Așa. Acolo unde a fost la noi Goffman. Exact, șef adjunct de serviciu. Acum, în iunie 2010 au fost alte două inițiative de a modifica legislația. A fost o sesizare expediată de colegul de fracțiune al lui Vyacheslav Platon, e vorba de Valentin Cheptin, o sesizare la Curtea Constituțională. Nici nu mi-aduc aminte de așa deputat. Deci după ce s-a anulat taxa de stat, vine domnul Cheptin, colegul domnului Platon, și se adresează la Curtea Constituțională. Exact. Haideți să declarăm neconstituțională prevederea prin care SPCSB blochează tranzacțiile suspecte. Și Curtea, în noiembrie 2010, a zis, da, asta e neconstituțional. Și a fost anulat. Tot în iunie 2010, deputatul PD Valeriu Guma a depus un proiect de lege prin care să fie modificată aceeași prevedere din legea cu spălarea banilor. Haideți să permitem judecăților să suspende blocările pe care le pune SPCSB-ul. Și Parlamentul a votat frumușel proiectul. Adică dacă vine acest serviciu și blochează tranzacțiile pe care le consideră suspecte, compania la care au fost blocate aceste tranzacții poate acționa în judecată și dacă judecata e de dreptate, banii se eliberează, corect? Exact. Și pleacă în offshore. Și vă citesc ceva foarte interesant. Subțin, te rog, Sergiu, pentru că noi avem și a doua parte emisiune, dar... În 2014, în iulie, guvernul Leancă, prin asumare de răspundere, a anulat acest amendament al lui Valeriu Guma. Și în nota informativă, semnată de Oleg Efrim, era scris că modificările aprobate de Parlament în 2011 au permis desfășurarea unor operațiuni de spălare de bani la scară largă, cu implicarea agenților economici ruși, firmelor offshore. Deci Parlamentul s-a trezit în 2014. Când deja schema era pe sfârșit. Modificat, da. Când schema era pe sfârșit. Exact. Deja lichidau urmele.
Deci noi vedem o acțiune concertată. La fel, Curtea Constituțională a fost implicată și în furtul miliardului. La fel a anulat niște prevederi. Domnul Sârbu, deputatul și marele jurist Sergiu Sârbu, s-a adresat la Curtea Constituțională. Care, apropo, a fost invitat astăzi la politică, nu știu, încă nu ne răspund, sperăm să vină. S-a adresat în 2013 la Curtea Constituțională să ceară anularea, declararea neconstituțională a unor prevederi din legea BNM și legea contenciosului administrativ. La fel, să permită instanțelor de judecată să suspende regulamentele BNM. Curtea Constituțională, în frunte cu Alexandru Tănase, a anulat asta în 2013, în octombrie, după care persoanele din anturajul lui Ilan Șor, concret, Regina Apostolova, Veceslav Lupov, Nania Abășidze, la începutul 2014 au început să adreseze în judecăți ca să anuleze regulamentul BNM privind expunerile mari, da? Care seta anumite limite cât o bancă poate să oferi în credit. Și bineînțeles că câștigau, aveau câștiguri de cauză. A fost suspendat și asta a deschis ușile pentru Ilan Șor să scoată bani cu nimiluita. Și suspendarea a fost anulată de Curtea de Apel deja în decembrie 2014. Acum, Sergiu, bine, hai pe scurt, pentru că avem următorul invitat, vreau să discutăm asta și cu Vadim Pistrinciuc, care a venit pe câteva zile în țară. Noi obligatoriu revenim la acest subiect. Acum vreau să te întreb, potrivit vouă celor care au făcut acest studiu, știu că de multeșor lucrați la el. De vreun an de zile. Exact. Foarte multă informație. Spune-mi, te rog, inclusiv văd că ați avut parte și de documente secrete. Asta e ce a fost desecretizat de Timofte. Acum te întreb, potrivit vouă, cine, în primul rând, trebuie să fie tras la răspundere sau în privință cui trebuie să fie pornită anchetă ca să fie tras la răspundere sau să fie verificat cum e acționat în toată perioada asta? În primul rând ne uităm la prevederile legale, cine și ce trebuia să facă și să trage la răspundere persoanele poți care... Poți să structuri? Procuratura Generală și Consiliul Superior a Magistraturii, în primul rând. După cine? Cine? Probabil și CNA se poate, dar asta trebuie tot probat. Cel puțin de competența Procuraturii și CSM era să investigheze aceste... Voi vorbiți despre faptul că acești bani ieșau din Federația Rusă. Puteți acum presupune despre care bani anume este vorba sau bani legați de către cine sau ce? De ce te îndream? Pentru că au mai apărut în presă internațională informații despre spălări de bani, despre conturile în offshore ale companiilor legate, afiliate anturajului Vladimir Putin, Prigojin și mulți alții. Deci, puteți să faceți... Eu să răspund așa foarte cinic. Banii ăștia se află în băncile din vest, concret în băncile din SUA, în băncile europene, în băncile din Marea Britanie. Dacă statele cele care au instrumentare mult mai puternic nu sunt foarte interesate să investigheze de unde provin acești bani, de ce ar trebui să facă Republica Moldova? Eu prefer să ne concentrăm pe atragerea la răspundere a persoanelor din Republica Moldova care au facilitat această schemă. Lasă Federația Rusă să investigheze cine de lapidat acești bani sau țările unde acești bani au ajuns. Nu Republica Moldova. Nu suntem prea mici să ne certăm cu Federația Rusă. Asta e opinia mea personală. Și la ce vă așteptați? Că reacție la acest studiu? Eu nu am niciun fel de așteptări. Eu o să acționez în continuare ca persoanele astea. Deci, raportul ăsta ne deschide foarte multe opțiuni, inclusiv de a discuta sancțiuni personale sau chiar de a conduce investigații penale peste hotare. Eu deja azi am discutat cu un coleg din Statele Unite, la fel specialist pe prevenirea și combaterea spălării banilor. El a primit solicitări de la FBI din Statele Unite să prezinte acest raport. Noi am lucrat împreună. FBI s-a interesat de raportul vostru. Exact. Sergiu, departamentul fiscal din New York. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Când revine domnul Negruță în țară, eu propun să mai facem a doua ediție la acest subiect, pentru că sunt încă foarte multe lucruri de discutat. Vă doresc succes, iar noi propun să urmărim declarațiile făcute astăzi de către Pavel Filip, vicepreședintele Partidului Democrat, după ce pe Facebook a apărut postarea scrisă de către Vlad Plahotniuc de pe malul lacului din Geneva. Așa, dacă e să credem comunicatul PDM, că acesta se află anume acolo, alături de familia sa. Haideți să urmărim. Ați promis că veți fi mai buni ca noi, nu vă încălcați promisiunea. Vom fi o opoziție activă și constructivă,
Venim de la guvernare, cunoaștem foarte bine domeniile de activitate și le vom monitoriza în continuare cu atenție. Filip a motivat că democrații revin în Parlament odată ce acesta a fost recunoscut drept legal de către Curtea Constituțională prin decizia revizuită de vineri. Fracțiunea s-a ales cu un fotoliu de vicepreședinte al Parlamentului pe care îl va ocupa Monica Babuc. În declarația pentru presă, Pavel Filip a anunțat că unii funcționari ai guvernului, angajați prin concurs, sunt presați să-și dea demisia. Astăzi au fost deja invitați funcționari publici cărora li s-a propus să scrie cerere de demisie. Că unii colegi sunt deja amenințați cu răzbunări și că le vor fi deschise dosare, iar ulterior abordați cu diverse propuneri ca să treacă la alt partid. De partea cealaltă, noua șefă a executivului a precizat că funcționarii publici au fost îndemnați să denunțe abuzurile pe care le-au admis până acum, iar cei vinovați vor fi trași la răspundere. Este foarte clar că toți conducătorii care au dat ordine ilegale, care au îndeplinit ordine ilegale, trebuie să-și asume consecințele acestor abuzuri. O să discutăm în continuare despre acuzațiile și suspiciunile pe care le avem, în contextul în care o să demarăm anumite anchete de serviciu. În acest context, Sandu a mai anunțat că așteaptă demisia șefilor din trei instituții de stat, pe motiv că ar fi adoptat decizii în favoarea regimului oligarhic. Este vorba de Iurie Ciocan din fruntea Centrului de Implementare a Reformelor, Lilia Pali de la Cancelarea de Stat și Sergiu Răilean de la Agenția Servicii Publice. Iurie Ciocan a comentat pentru TV8 că, de fapt, prim-ministra i-a cerut un raport de activitate și nu ar fi trebuit să-i menționeze numele până la definitivarea anchetei. Ceilalți funcționari vizați nu s-au expus încă. Acum continuăm discuția cu un alt invitat. Este vorba despre fost deputat Vadim Pistrinciuc. Sau în ce calitate îți place? Da, sau acum eu sunt cercetător. Cercetător liber. Nu sunt liber, chiar am o afiliere instituțională. Vadim, nu întâmplător, noi ne cunoaștem foarte bine, deci nu mă voi simți comod dacă îți voi spune la pe dumneavoastră. Vreau din start să începem cu ultimele evenimente din Republica Moldova. S-au întâmplat cam multe în această perioadă scurtă cât tu ai lipsit. Dar vreau să începem cu postarea lui Vlad Plahotniuc, liderul PDM, pe care el a făcut-o astăzi publică pe pagina sa de Facebook, și atât declarația domnului Filip, care a venit după această postare despre poziția și planurile de pe viitor în continuare ale Partidului Democrat. Faptul că eu nu mă simt sigur în țara mea este una. Eu sunt doar un om. Dar faptul că moldovenii trăiesc aceste momente de neliniște și instabilitate, faptul că siguranța lor este în pericol, că statul lor a devenit atât de fragil în câteva zile, să se uită la televizor și să văd oamenii din afara țării care vin și stabilesc cine cu cine trebuie să se alieze ca să o conducă țara, este un lucru foarte grav și periculos pentru independența Republicii Moldova. Și mai este încă o bucată din această postare pe care eu o scrie. Doar o clipă, care ține de securitatea proprie și securitatea copiilor. Vreau să o citesc. Probabil a citit această postare, ea este lungă. Da, am citit o parte din ea, probabil că da, am văzut. Nu am citit-o pe cea al domnului Filip, dacă nu cred că vine neapărat să o... Eu cred că e importantă această bucată. În același timp am nevoie de timp pentru a-mi securiza familia, după ce au trecut prin momente grele, inclusiv după o tentativă de răpire eșuată a mea, care a avut loc anul trecut, când mă aflam într-o vizită peste hotare. Copiii mei sunt speriați, familia mea este speriată și nu se simte în siguranță nicăieri. Familia mea are nevoie mai mult ca oricând să fiu lângă ea și eu voi sta cât este necesar pentru ca să treacă cu bine peste aceste momente și să se simtă în siguranță. Când liderul PDM Vlad Plahotniuc, stând pe lacul Geneva, scrie despre proprii copii, să-i fie apropo sănătoși ca și familia, vorbind că ei nu se simt în securitate în țară, asta cum trebuie să fie perceput? Nu știu, eu nu cred că merită foarte mult de comentat chestia dată. Nimeni nu-i dorește rău copiilor dumnealui sau familiei sale. Evident. Pe de altă parte, starea asta de frică despre care dumnealui vorbește în societate, am vorbit și noi în acest studio, dacă vă aduceți aminte, o jumătate de an în urmă, și am spus că ea o să întoarcă ca bumerang înapoi. S-a întors deja? Ea s-a întors într-un fel. Starea asta generală de frică, dacă nu ne crede pe noi sau oamenii, ar fi bine să se uite în sondajele pe care le avea la partid și le avea destul de bune. Și vă vedea că acolo starea asta de intimidare, cum spun eu, de
frică latentă în societate era destul de puternică. Și la nivel de afiliere politică, oamenii se temeau să vorbească despre politică mai mult, la nivel de alte chestii. Și atunci, eu nu vreau să dau lecții de morală. Dar asta este moral, ca anume domnie sa să vorbească despre securitate și că propria familie nu se simte în siguranță în Republica Moldova, când, de fapt, toate sondajele arătau că 80% din moldoveni se tem să iasă la proteste, se tem să vorbească despre politică. Noi am avut multiple sute de cazuri de dosare penale pornite pe diferite persoane, multe dintre care au fost dosare instrumentate politică. Asta a fost raportat în mai multe rapoarte. Niciun copil nu are dreptul să se simtă în siguranță. Asta este foarte cert. Cert este un alt lucru, ca anume această stare de frică pe care Partidul Democrat sub conducerea lui a implantat-o în societate și i-a făcut festa. Deci frica asta pe care au băgat-o ei în societate au făcut ca oamenii să alieze, să nu răspundă protestelor. Eu, deși poate eram la distanță, dar am urmărit destul de atent. Și apelul lor ca să vină oamenii din teritorie să păzească instituțiile, ați văzut că s-au minimalizat la câțiva oameni sau la câteva sute de oameni care erau plătiți. Ce credeți, că nu s-au gândit ei în momentul acela, deci n-au venit oamenii noștri să ne protejeze? N-au venit fiindcă nu mulți aveau o filieră organică. Deși sunt acolo și oameni care într-adevăr cumva... Ce Botar, stând în acest studio o săptămână în urmă, spunea că e vorba despre oameni care au venit liber să-și exprime punctul lor de vedere politic. Cred că dacă o să uitați în internet, o să găsiți zeci de videouri, oamenii recunoșteau, sunt vreo doi că își caută 500 de lei, lor nu găsesc că săracii. Da, supărați că n-au fost plătiți. Și cu dânșă și cineva trebuie să-i plătească pe oameni. Dar lăsând gluma la o parte, asta cred că a fost primul semnal pentru ei real, când au înțeles că, de fapt, politica care au făcut-o ei n-a fost chiar politică, dar a fost o politică bazată pe două instrumente. Pe cea de intimidare sau cum o zice ei, în fel de convingere așa prin metode eficiente, prin metode persoaziune, eu aș spune chiar violentă, într-un fel, fie verbal sau altfel, nu zic că neapărat au bătut pe cineva, și bani, oportunități, mă rog, aici tot stăm destul de bine la capitolul ăsta, avem mulți oameni care cedează ușor la oferte. Asta este problema. Dar de ce n-a funcționat? Acum, ce a vrut dumnealui să spună prin mesajul ăsta, eu nu pot stălmăcesc, pot să spun că din punct de vedere al organizației pe care o reprezintă el, care se numește Partidul Democrat, nu cred că a fost o chestie bună. Pentru că oamenii într-o organizație așteaptă tot timpul un mesaj de încurajare. Imaginați-vă că acolo sunt oameni care sunt șefi de filiale, de anumite chestii, și dacă văd de la liderul lor atât de mult, într-un fel, disperare, credeți-mă că ei nu simt mai bine. Dar tu ai văzut disperare în acest mesaj? Al doilea, într-un fel și un fel de disperare și parcă o încercare de victimizare. Noi facem acum o analiză psihologică, poate și o chestie politică. Al doilea mesaj care este foarte important, eu nu cred că există cineva din actuala clasă politică, din cei aflați la guvernare, care ar afecta familia dumnealui. Eu sunt absolut convins că nimeni din guvernul acesta al Mai Sandu votat o să facă, Doamne ferește, sau o să amenințe. Nu cred acest lucru. Și nici n-am văzut aluzii de genul ăsta. Pe de altă parte, sunt colegi ai dumnealui. Sunt colegi ai dumnealui care vin la Parlament, am văzut pe domnul Sârbu, pe domnul Cibotar, care văd că totul este ok, deci nu le-a sărit nimeni în cap, nu s-a întâmplat nimic. Ce ține de partea asta de că au intervenit alți oameni în crearea coaliției? Forțele străine? Cred că dacă forțele străine, cum spune dumnealui, se implicau de partea PD-ului, atunci mesajul ar fi fost diferit. Probabil că dumnealui vrea să facă la aluzie la această chestie foarte deosebită de data asta, și anume alinierea a trei diplomații mari, a Uniunii Europene, Statelor Unite și a Rusiei, vis-a-vis de acest guvern. Și este într-adevăr o premieră, dacă ne uităm în ultimii ani, în genere, în toată regiunea noastră. Eu sunt multe speculații de ce s-ar produce acest lucru. Sunt inclusiv și unii comentatori sau cercetători care spun că, uite, de mult caută și Statele Unite, Europa, un fel de consens sau un caz în care ar putea să demonstreze o zonă de compromis între ei și Rusia? Nu cred că este cazul aici, fiindcă toate speritorile astea cu cuvântul federalizare, care este gol, este nul, deci nu există nimic în spatele acestui cuvânt la momentul dat. Nici din partea Rusiei, nici din partea, nu vrea nimeni acest lucru. Acest lucru nu este nul, pur și simplu. Pe agenda nu există. El nu există pe agenda nimănui, acest cuvânt, da?
Problema cea mai mare este status quo, că e o gaură neagră, contrabandă și acolo nerespectarea dreptului omului, închisori, tortură, dosare la comandă și așa mai departe. Asta este o problemă acolo, da? Este o chestie nulă. Deci probabil se referă și la faptul că au intervenit Federația Rusă. Pe de altă parte, noi știm că ei însăși au lansat anumite apeluri către Federația Rusă. Până înainte de asta, că ar vrea să modifice și au zis cu calea patra, pro-Moldova și așa mai departe. Am văzut, eu nu sunt specialist în materiale, în interceptări ilegale și de multe ori spuneam că toate sunt ilegale, dar am văzut și partea cealaltă, că uite, ei erau gata să facă ofertă. Deci, cel mai straniu este, nici nu este asta, cel mai straniu este că asta nu mai sperie. Dacă vă uitați la reacția societății per ansamblu, da, sunt oameni care într-adevăr văd un pericol în această coaliție, aș spune eu, contradictorii din punct de vedere ideologic. Dar unii sunt sinceri, dar per se în societate nu există o revoltă, nu există nimic deosebit care să spună că uite, nu este ok, fiindcă și asta trebuie să fie lecția lor să o învețe. Și uitați-vă, eu nu spun acum că nu mă dau deștept, că nu suntem mai deștept, dar dacă vă uitați în Parlamentul trecut, ultimii 2 ani de zile, orice speech al unui deputat de opoziție, orice dezbatere care era, conținea un apel la rațiune la ei. Pe timpul de spuneam, da, opriți-vă, dar nu chiar până aici. Deja e prea departe dus acolo. E prea departe. De exemplu, asta e pur și simplu, nu știu cum să spun, e de ordinul psihotic. Pe de o parte, schizofrenie politică, pur și simplu. În Parlament să ceri să adopți un document care declară trădător de stat pe cei mai mari, cum spun, pe principale lideri de opoziție. Opunenți politici, da, lideri ai opoziției. Și da, pe o lună de zile zi, veniți și vom discuta. Să facem coaliție. Acum eu pot să răspund foarte bine de ce, sau, de ce oamenii au hotărât să se alieze împotriva, deci, împotriva PD-ului și al lui Vladimir Plahotniuc. Vrei să spun de ce? Ei nu au avut ce pierde. Ei nu au avut ce pierde, înțelegeți? Toți din opoziție știau foarte bine că este ultima lor șansă, fiindcă în caz contrar face el o altă coaliție, ei toți aveau documente de trădători de stat, de maniaci, de, nu știu, de tot ce doriți dumneavoastră. Și informația asta venea foarte multă. Și atunci oamenii pur și simplu au ales o chestie curiță, țara asta, pe cât este posibil de elementele astea de control destul de intens care este. Și mi-e pare rău, mult o să mă contrazită că nu e așa, că iar să revenim la geopolitică și în altă parte. Uitați-vă, guvernul ăsta primește semnale extraordinar de pozitive din partea Uniunii Europene. Extraordinar de pozitive din partea Statelor Unite. Și primește semnale pozitive și din partea Federației Ruse. Sigur, care trebuie tratate cu foarte mare precauție, fiindcă Federația Rusă este un jucător care nu se ocupă cu development projects, da, cu proiect de dezvoltare, are interese mai mult de securitate și geostrategice în regiune și suntem într-o regiune foarte volatilă. Vadim, dar ce este foarte important să înțelegem acum, dacă riscăm sau nu să trăim un deja vu al anului 2009, atunci când a venit la putere o coaliție nouă de cei noi, pro-europeni, toată lumea a sperat să trăim o schimbare. După care noi ne-am trezit că această schimbare, știi cum, fațada și-a schimbat culoarea, dar pe interior majoritatea schemelor au fost preluate, aceiași procurori, aceiași judecători, oamenii care au participat în 2009, inclusiv în evenimentele din 7 aprilie și au executat comenzi politice și înainte, pe timpul lui Voronin, liber s-au regăsit în funcții noi și au fost promovați. Acum întrebarea, care ar trebuie să fie mecanismul care nu vă mai permite ca să existe un revanș. Ca cei care au participat toți anii ăștia în scheme, fie ca procuror, fie ca judecător, fie ca șef de, nu știu, direcție, subdiviziune și așa mai departe, să nu se mai regăsească. Eu nu știu, te întreb, e nevoie de cistă generală, e nevoie de demitere în masă, în corpuri, e nevoie de ce? Cum noi putem crea acest mecanism? Despre asta vorbim după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
Continuăm cu Vadim Pistrinciuc, fost deputat, să vorbim despre ceea ce se întâmplă acum în țară și dacă noi nu vom trăi un sentiment de deja vu, ca și în 2009, când parcă puterea s-a schimbat, dar în esență nu prea. Acum, care ar trebui să fie mecanismul ca să nu se mai revină la ceea ce noi am trăit? Dați-vă, eu cred că și după 2009 nu toate lucrurile au fost chiar toate negre, da? Eu știu, Vadim, da, 2013. Acum putem să vorbim despre regimul liberalizat de vize și departe. A fost în anul 2013 și am vorbit e mult despre asta. El. Ceea ce acum eu, de exemplu, am mai discutat zilele acestea cu unii colegi, mă rog, de nivelul meu mai mult, n-am reușit să am discuții cu cei care sunt și ne cunoaștem bine. Inclusiv din cei care cred acum sunt, greșeala, sigur, avem accesul. Eu comunic și cu cei de la PD dacă am nevoie. N-am avut niciodată o... cum spun, să mă autolimitez în comunicare. Cred că a fi o greșeală foarte mare să încep epurări sau tot felul de retalieri de astea masive pe plan național. Primul lucru pe care eu sunt sigur că îl va face acest guvern și această majoritate parlamentară este să stabilească niște priorități. Timp nu au mult. Pentru a da primele semnale de curățire, deci trebuie să stabilești aceste priorități. Dacă începi a curăța la pădurari și te duci acolo, cum am mai avut noi chestiile astea, prin primărie, în blacare și cu cine a fost, ai pierdut orice luptă. Fiindcă asta înseamnă să faci o bulversare a unor relații sociale și așa mai departe. Ai pierdut orice luptă. Dacă deschizi poarta asta, prioritățile trebuie să axeze pe un mecanism foarte clar de lustrație, dacă doriți, de curățarea sistemului. Cei care au comis abuzuri foarte grave din punct de vedere al drepturilor omului, al legalității, al controlului puterii de stat, sau spune, al uzurpării puterii de stat, care au fost în niște instituții și care au mers contrar acestor instituții și legislații, deci trebuie să existe un mecanism de lustrație, nu legat de trecutul sovietic, dar legat de trecutul din ultimii 10 ani, 5, cât doriți dumneavoastră. Fiindcă dacă noi nu facem acest lucru, dacă nu se va face acest lucru, atunci riscul ca aceste persoane să rămână este foarte mare. Și eu pot să vă spun care este mecanismul acestor persoane. Dar ei deja, de obicei vin și Vadim, deja se vede, deja se vede că ei au văzut că se simt cu putere. Acum eu vreau să... Caută întâlniri cu potențiali șefi noi. Încep să iasă în presă și să spună că, de fapt, asta nu ei sunt victimele regimului. Ei sunt foarte abili în a-și propune serviciile. Absolut. Și își propun serviciile și îi oferă soluții rapide. Quick wins, da? Ei spun, voi vreți să vă sau vreți să-l pedepsiți pe X-ulescu sau pe Y? Noi putem să ajutăm. Eu vă fac fără și care e procedură legală? Unde trebuie? Ce mandat? Investigație? Eu am muș în doi timp și trei mișcări, vă rezolv toate problemele. Și iată, aici ar trebui să nu cadă în această capcană, dar eu sunt foarte convins, eu am urmărit declarațiile doamnei Sandu, domnului Anastasia, și acelor din Parlament, că ei vor să meargă după anumite principii legale și priorități. Dar în socialiști ai încredere? Dar vreau să vă... și în socialiști, în majoritate, inclusiv am auzit și de acolo, deși văd de unele mesaje contradictorii. Dar cum vreau să te întreb o chestie? Dar uite, sistemul ideal... Dar vreau să vă spun o chestie foarte importantă, țineți de voi. Nici nu vă imaginați ce importanță are presa acum. Nu să-l audi neapărat guvernare. Dar noi aici nu prea stăm bine cu laudatul la TV8. O schimbare pozitivă care o să fie, ei nu o să vă pună microfoane în casă din cauza că îi criticați. Să sperăm. Dar presa în Republica Moldova are o capacitate enormă de a crea piste false. Și în astfel de momente extrem de tensionate, este important să nu creezi piste false. De exemplu, eu pot să vă dau un exemplu. Dacă dumneavoastră astăzi puteți să luați o imagine la unul din protestele care au avut loc cu opoziția, unde un polițist, de exemplu, s-a purtat foarte rău. Da, a împins, a îmbruscat pe cineva. Eu nu zic că asta nu este o problemă. Dar puterea voastră ca televiziune este enorm de mare. Dacă voi o să arătați asta la televizor, factorul decizii de acolo, vă zic, băi, ăștia ne critică, hai să-l găsim polițistul ăsta. Și tot mecanismul ăsta care trebuie acum să pună lucrurile foarte clar pe poliță, să facă o lege, alustrații sau știu eu cum acolo, deci eu sunt drept în partea cealaltă. Deci e foarte important lucru, când spui de priorități, trebuie să te concentrezi foarte bine. Ce vrei să faci tu pe viitor? Tu pe viitor vrei să nu se mai comită astfel de abuzuri cu puterea de stat. Ceea ce înseamnă că tu trebuie să creezi o lege care va fi la limita, de exemplu. Mulți dintre ei o să conteste orice acțiuni legale, de demiterea unor procurori, judecători, etc., etc. Mulți o să le conteste. Deci trebuie să le pregătești foarte bine și să vii cu foarte mult liderism, cu conducere, să le promovezi. Al doilea element care este extrem de important, întrebat ce trebuie să de făcut, este crucial pentru Republica Moldova să restabilească relațiile funcționale cu Uniunea Europeană. Crucial.
Noi avem un acord de asociere. Am aflat că socialiștii n-au nimic împotriva acestui acord și ar fi bizar să aibă ceva împotrivă, că acolo scrie exact ceea ce vor ei. Stat de drept, instituții, separarea puterilor în stat, legislație modernă, standarde, drepturile omului, libertatea mass media, etc., 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 economie de piață, etc. Nimic care contravine a ceea ce spun ei. Deci dacă noi nu deblocăm activitatea pe implementarea reală a acestor prevederi din acordul de asociere, Republica Moldova riscă să piardă oportunități, dar pur și simplu să rămână marginal aici. Eu pot să vă spun din experiența mea recentă, că mă aflu într-o capitală europeană, puțin importantă, da, în Berlin. Interesul față de Republica Moldova, până la această criză, Doamne ferește, deci era foarte mic. Deci efectul la faptul că noi ne criticăm și așa mai departe, deci era, of, Doamne, ăștia, curte cu instituțional, mie mi-era extrem de greu să le explic la colegii mei din oficiu, care sunt oameni experimentați, au experiență de la Orientul Mijlociu până unde vrei, chestiile curtea constituțională. A fost foarte greu să le explic. Mai ales când s-a revenit. Ei nu înțeleg aceste chestii. Deci ei nu înțelegeam cum poate să adopte Republica Moldova. Mulți dintre ei au fost Republica Moldova, au simțit această tristețe, pesimism instituțional, diferența asta de clasă între cei care fac politică și au foarte mulți bani și între cei care merg pe stradă. Deci totul este cunoscut. Dar pentru noi cel mai mare, al doilea obiectiv este să restabilești aceste relații, fiindcă ne așteaptă resurse enorm de importante. Credeți-mă, acest lucru se va simți de toți. Financiarea imediat. Absolut. Adevărat. În dezvoltarea de proiecte, în suport bugetar, se va simți absolut corect. Vadim, absolut, mă interesează cum... Se va simți. Eu vreau să vă spun că disponibilitatea resurselor europene pentru... Asta noi știm, noi despre asta am discutat nu singură dată aici la TVO. Pe mine mă interesează altceva mă interesează. Și al treilea element. O clipă, te rog să nu uiți. Dar altceva mă interesează. Există un sistem care la ora actuală încă nu este schimbat. Sistemul judecătoresc, Procuratura Generală și tot ce înseamnă Procuratura. Și spune-mi, te rog, acest sistem a arătat în ultimii ani că el poate funcționa perfect. Ideal, cu un mecanism ideal. Trebuie de spus fas în 3 minute operațiune. Pentru a servi unele interese. Da. Acum vreau să te întreb. Nu va exista, știi, așa, riscul că cineva să creadă, dar pentru ce eu să lupt cu acest mecanism, când eu pur și simplu pot să-l folosesc în propriile interese? Așa s-a întâmplat după 2009. Pentru că în mare parte, nimeni n-a distrus sistemul lui Voronin, pentru că el funcționa perfect. Pur și simplu șefuleții au venit și au spus da șeful, numai că la alt șef. Și sistemul... Eu cred că noi am avut o diferență foarte mare, inclusiv și cu regimul lui Voronin. Eu o să vă dau un singur exemplu. Eu am făcut opoziție pe timpul lui. 2009, hai să uităm. Da, în 2007 am să vă spun. Există riscul că al de Morar, al de Chitoraga, al de Harunjan, al de orice risc Micu, al de Druță, vor începe cum să vină în cabinete mari și să spună oameni buni, asta nu noi, asta Plăhătniuc ne presa, știți, lega copiii noștri de bătărie și noi suntem... Eu am înțeles. Noi suntem oameni liberi. Suntem gata să lucrăm pentru voi. Eu pot să vă răspund că orice risc există, dar ca riscul să fie minimalizat, să fie o schimbare, o transformare într-adevăr adevărată a instituției, trebuie să te așezi să faci o prioritate. Trebuie să te așezi tot chestia asta să trebuie să fie într-o o lege, în ceva care la pachet să-ți permită să schimbi oamenii. Fiindcă dacă vă uitați în legislația lor, ei nici nu au un codul penal crimii care ar putea să le incrimineze unul altuia. Deci unica posibilitate la prima etapă este pur și simplu scoaterea epurările din sistem, să o spunem eu așa, o lustrație. Și nu pur și simplu care nu mi-e simpatic mie, fiindcă simpatie și nesimpatie o să fie foarte multe. Dar, deci, definirea unor situații concrete când persoanele nu mai pot ocupa aceste funcții. Înțelegeți? Fiindcă dacă, când persoanele nu mai pot... Dar cine trebuie să acest mecanism să-l aplice așa încât să există încredere, ca să existe încredere în acest mecanism din partea tuturor? În Parlamentul. Dacă lucrurile se vor face în Parlament, asta va fi auzit, vizibil.
Este și o opoziție, Partidul Democrat în opoziție, ei vor avea posibilitatea să critice, există societatea civilă, există mass media și așa mai departe. Însă ce e, eu repet, ce trebuie este de evitat, asta este punctualitatea asta. E că ceal. Ia uite-l pe cel l-am văzut la televizor, e că el l-am văzut pe stradă. Asta trebuie de evitat. Deci tu ce propui, legi ilustrația într-un fel? Este un mecanism. Trebuie să fii jurist, să se întrunească, din câte știu eu, deja lucrează acolo. Chiar și primul pas care a fost făcut de această majoritate declarând stare de urgență în justiție este deja un pas foarte important. Și el trebuie să permită. Sigur că noi vrem astăzi toți judecătorii să fie dați afară, să nu mai știu, sau procurori și așa mai departe. Toți. Acest lucru nu este posibil, în primul rând, din punct de vedere legal, la momentul actual. O să-mi dați exemplu cu George. Dacă uitați în 2003 ce angajamente europene avea George, o să vedeți că ele sunt total diferite. Noi avem semnate anumite chestii. Dar acest lucru se va produce. Eu vreau să spun că inclusiv în Georgia, când acolo a fost lichidată poliția și pe urmă adunați oameni noi, mare parte cei oameni au fost toți foși polițiști care pur și simplu au trecut anumite teste, concursuri și așa mai departe. Deci, adică nu toți, nu adică nu au fost lucrări masive. Nu este o sarcină atât de dificilă. Deci e posibil. Tot acest imperiu se axează pe câteva zeci de persoane care la început ar trebui identificate, care sunt deciziile și făcut tot într-un cadru legal, discutat în Parlament și după ce e aplicat. Punct. Tu te mai aștepți la o revanșă din partea lui Vlad Plahotniuc și pe DMO? Eu cred că ei vor fi destul de incisivi. Problema este că după... Sincer, eu am rămas foarte mirat cât de repede au plecat. Eu credeam că da, se anunță opoziția, dar ei vor rămâne pe loc. Deci trebuia să plece din lui. Eu nu pot să înțeleg, sau alții, fiindcă el are și imunitate. Nu există niciun... Eu n-am văzut, cel puțin n-am auzit vreun dosar în public să fie... Asta a fost peste așteptările mele. Tu, apropo, ai participat la mai multe runde de negocieri și în cadrul E1, E2, deci tu ne-ai povestit mai multe din culise. Acum vreau să te întreb, ce putea să-i spună ambasadorul SUA vineri la ora 1? Întâlnirea a durat nu atât de mult, vreo 15 minute, după care, din mai multe surse de ale noastre, Vlad Plahotniuc destul de rapid a părăsit țara prin Transnistria. Eu nu cred că i-a spus ceva, știu, eu știu, cum se cheamă, conspirația asta, că i-a spus ceva, acolo am citit ultra, nu, eu cred că, părerea mea, eu n-am asistat și niciodată la o discuție de genul ăsta, dar cunoscând un pic mai mulți diplomați americani, de obicei sunt discuții foarte diplomatice. Au spus că, uite, am evaluat situația, este bine probabil ca legal, urmând anumite proceduri, să plecați în opoziție pentru a preveni escaladarea unui conflict, fiindcă, într-adevăr, ceea ce a făcut Curtea Constituțională, ce a făcut PD-ul cu blocarea instituției, putea să ducă la escaladări foarte puternice. Acum, ce de făcut cu Curtea Constituțională? Care iată că, știi, asta dintr-o parte arată așa. Nu vreau să fac această comparație, dar ce de făcut? Cu tot respectul față de Constituție, judecătorii Curții Constituționale trebuie să-și dea demisia. Ei trebuie să înțeleg. Dacă ei nu-și dau demisia, Vadim? Parlamentul trebuie să găsească soluția, trebuie să pună presiuni ca ei să stea demisia. Cu tot respectul pentru față că de Constituție, ei au mandat pe viață. Eu știu. Cu tot respectul față de Constituție. Din simplu motiv că aceste turnuri care s-au produs, ele pur și simplu au decredibilizat instituția într-o manieră totală și pur și simplu nu o să fie eficient. Nimeni nici nu o să mai atragă atenție la chestia. Vreau să te mai întreb ceva despre așa un fenomen care acum e foarte vizibil în ultimele zile. Cei care la început, atunci când încă se simțea sau cel puțin ei credeau că puterea lui Plahotniuc este de neclătinat. Chiar dacă ăștia s-au așezat în Parlament și au creat acolo majoritate, iată, avem Curtea Constituțională, rezolvăm tot, punem corturi. Deci, știi, noi mulți ani am trăit cu sentimentul că Plahotniuc le poate pe toate. Și nu există nimic ce el n-ar putea rezolva. Și atât că într-o săptămână lucrurile, în 8 zile, lucrurile se schimbă. Și noi am observat cum s-a schimbat poziția la mai mulți oameni cunoscuți, care acum o săptămână cumva îndreptățeau decizia Curții Constituționale sau cel puțin găseau logică și rațiune în aceste decizii. Peste o săptămână deja fac share-uri la postări ale liderilor foste opoziție, actuale guvernări. Ce se întâmplă? În câteva zile, Vadim? Eu înțeleg. În dumneavoastră acum vorbesc emoțiile. Nu încercați să descoperiți firea umană. Știți care e cea mai mare problema noastră? Nu este problema doar într-un singur Plahotniuc sau într-un oligarh. În foarte mulți dintre noi, dacă nu majoritatea, este câte un mic oligarh care stă tot timpul și în foarte mult funcționari și în foarte mulți oameni care se uită la altul care reușește, dar ce nu reușește și eu și când ajunge într-o poziție încearcă să facă.
Și iată, dacă doriți să cerți mici demoni ai oricărui cetățean, deci pot să-i, nu am scris eu, cărți de mult scrise despre asta, trebuie să ai niște legi foarte clare și transparente, cum niște limite foarte clare care să fie indicații pentru justițiari, pentru funcționari și pentru alții. Faptul că unii oameni își schimbă părerea peste noapte nu am descoperit-o noi și în Republica Moldova. Traseism. Dar chiar așa dividend, Vadim. Deci, slujești pe unii, după care peste noapte deja ești gata să vii cu înțelegeți, dacă noi o să ne măcinăm acum, este un moment excepțional de important. Dacă noi acum o să ne măcinăm cu asta, că unul acolo încearcă să caute, să se arăte că el deja e corect, era incorrect atunci, da, sau invers, să schimbi tabăra, noi pierdem timp. Chestiunile sunt extrem de importante. Iată, pe plan economic, sunt enormi bani disponibili care mai pot fi colectați. Deși au fost destul de eficienți la colectarea de impozite. Cu prețul, știm, destul de dur, băgați și la dubă dacă trebuie. Dar sunt scheme, sunt monopoluri, sunt chestii în care pot fi adunați foarte mulți bani. Lucrurile astea nu pot fi făcute mecanic. Nu te duci și deschizi o carte, știuți. Haideți să... Și societatea civilă și presa trebuie să pună presiune pe chestiuni strategice. Fiindcă dacă noi să ne ocupăm de ratelier, cum spun eu, de răzbunări de astea micuțe, tu nu mă înțelegi, Vadim, tu nu mă înțelegi. Deci înțeleg. Pe mine nu mă interesează răzbunări micuțe. Pe mine mă interesează faptul că sistemul, știi, noi spuneam, regimul Plahotniuc, sistemul Plahotniuc. Sistemul ăsta era făcut nu de o persoană, cum ai spus tu, dar de mii de oameni, da, care brusc peste noapte, au înțeles că s-a schimbat direcția vântului și sunt gata să se culce sub altă guvernare. Dar tu înțelegi că dacă asta va fi acceptat, et așa, în corpore, asta nu va însemna schimbare, pentru că oameni... Dar cine o acceptă? El a scris omul și ignorat chestia asta, nu acceptați, mergeți înainte. Dovlatov spunea foarte bine, da, Stalin a fost în Cravăjapă. Acolo napisal 22 milioane. 4,5 milioane, da. Tu napisal 4,5 Danosov. Asta este firea umană. Credeți-mă, o schimbi de fiecare dată când o schimbi guvernarea. Dați să vă dau un exemplu despre primari. Eu am auzit, am citit în rețelele sociale, și să facem noi primari cei care au trădat. Eu să începem în purgăriu, ce să facem? Represii? Da, majoritatea dintre ei au fost presați cu dosare penale. Au fost presați, exact. Dacă începem în blaș arăta cu degetul, ne-am pierdut. Dar ce am putea noi să facem este ca problema asta cu trasul primarului de mână să dispară. Haideți în sfârșit să le dăm mai multă autonomie financiară. Decentralizarea adevărată. Haideți să băgăm acolo în lege clar proporții din bani publici, din fondul ecologic. Fonduri pe care orice primărie, un minim, care le primește garantat. Să nu fii trași de bani, că am să-ți dau bani pentru apeduct, n-am să-ți dau bani. Și credeți-mă pe mine, care o să vrei să fac politică din trânsă, el o să fac politică, să fie măcar la nivelul României. Și acolo mai au traseisme. Dar uitați-vă cu el în opoziție, dar stă în opoziție și scrie proiecte și primește, gestionează niște fonduri inclusiv. Pe dealul va reuși revenirea la pe poziții care au fost cândva când controlau absolut. Bun, dar care este poziția lor? Dacă mă întrebați mine politică, ei n-au avut niciodată o situație poziție politică. Niciodată n-au avut 50%, nici n-au fost pe primul. Eu nu vorbesc de iure, eu vorbesc de facto, Vadim. Ei va mai reuși? Cred că în forma în care a fost noi. Eu cred că în genul lecția învățată de către toți aici, cine n-ar veni la guvernare, care n-ar veni politician, au înțeles că oamenii trebuie să te joci, cu libertatea, cu... Nu poți să faci politică la scară națională prin intimidare. Haideți să fim sinceri. Folosirea justiției în scopuri politice a fost tot timpul specific Chișinăului, în perimetrul centru, strada Dosoftei, știu eu acolo, cele mai importante dosare, da. Cele mai importante dosare. Pentru tot timpul, din anul 91 până în 2009, dacă doriți. Greșeala magistrală care au făcut-o ei, că i-au dus asta la firul ierbii, acolo, la țară. 1, 2, 3 căzuleți, eu nu știu, le controlau fiecare la centru, nu le controlau. Dar asta a trezit un așa procuror un fel... local se simțea Dumnezeu. Dar asta, da, sigur, și un lider local, dar asta a trezit un sentiment de repulsie ascunsă. Oamenii vineau, dădeau din cap, ochii de sticlă și mergeam mai departe. Mărim, un caz legat de justiție. Astăzi, Pavel Grigorciuc, activistul care i-a dat palmă deputatul Sergiu Sârbu, a fost trimis în arest la domiciliu din penitenciarul numărul 13, unde a stat 3 luni. Noi astăzi prin Skype vom vorbi cu el în timpul emisiunii politică. Vreau să te întreb, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că justiția deja s-a eliberat sau iarăși eu simțit că se schimbă puterea, trebuie de arătat un semn că și ei se schimbă.
Nu, asta este un semn că acolo, la nivelul telecomenzii, joystick-ului, acolo s-a pierdut telecomanda și acum... Sau cel care apasă pe telecomandă s-a pierdut. Mai multă libertate, dar pur și simplu bateriile de la telecomandă au dispărut. Eu mă bucur pentru faptul că Pavel a reușit să iasă, dar în același timp, bun, eu am transmis mesajul atunci când s-a întâmplat și Pavel... A comis o prostie, uriașă. Principalul tău concluzie pe care noi ca societate ar trebui să o tragem, cu politicienii e clar, noi ca societate, din ceea ce s-a întâmplat, ce ar trebui să învățăm și ce ar trebui să ne concentrăm? Trebuie să înțelegem că libertatea costă și ea costă nu numai, nu este o chestie efemeră sau sentimentală. Libertatea costă afaceri, joburi, prosperitate, sănătate și așa mai departe, toate sunt legate. Deci nu, libertatea nu este o chestie încă atât efemeră. Dumneavoastră ați vorbit despre oameni de afaceri care zic, da, eu mai ia hata scraiu, îmi iau business și așa mai departe. Nu. Libertatea este foarte pragmatică și foarte concretă. Dacă nu ai libertate, poți să nu ai nici ce mânca, poți să nu ai nici unde locui, poți să nu ai nici ceea ce ai avut înainte. Asta e ceea ce trebuie să înțeleagă societatea. Să nu tranzacționeze libertatea. Știți, Eric Fromm spune de fapt că omul este o ființă care e gata să cedeze o parte din libertate în schimbul a ceva. Dar noi trebuie să educăm societatea ca ea să nu cedeze libertatea. Dată. În schimb, la nimic. La nimic. Vadim, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție și te mai așteptăm la noi. Mulțumesc mult! Iar dumneavoastră nu ratați știrile cu colega mea, Iana Stepanenca, iar la 21.30 vă aștept împreună cu Nata Albăt, Andrei Bolocan, Pașa Parfeni și sper foarte mult că totuși ne va răspunde la telefon sau la mesaj fiule Cristal, fie Sergiu Sârbu, deputat pe DM, care au fost invitați la această emisiune. Rămâneți cu noi!